Bă, Vlade, vrei să dăm un 1v1, să te rup. Hai mă, să dăm, mă. Dar mai atinge și tu iar, bă, mă. Bă, să știi că chiar o să mă duc acum. Bă, Sergiu, mă, hai mă că glumeam, mă, stai mă că... Bă, bă! Planul era simplu, trebuia să ies afară și să fac o comparație între Fortnite aici și viața reală. Nici măcar nu prea știam ce e aia. Bun, suntem acum pe bicicletă. Vlade, ți-am acceptat provocarea. Aveam 3 obiective. 1. Să nu pic de pe bicicletă. 2. Să găsesc un loc fără oameni în care să nu mă fac de râs. Și 3. Să ating iarbă. Ajunsesem în parc, dar erau cam prea multe persoane, știi ce zic, așa că mi-a fost cam rușine. Așa că am umblat zeci de mii de sute de ore să găsesc un loc liniștit, dar... Ok, aparent nu prea a funcționat. Ne ducem într-un alt parc, să sperăm că sunt ceva oameni, dar vedem. Vedem noi, vedem. Ei, cred că încă în sfârșit am găsit locul. Oh. 1 hour later. Salut. Oh. Lasă, nu-i problemă. Deci, mi-ai zis că nu poți să ating iarbă. Ia uite, iarbă. Ia uite, o ating. Oh. Deci da, mission complete. Bo, nu, e prea dramatic deja, e prea dramatic deja, îmi pare rău. După atâta căutare și după ce ne-am îndeplinit misiunea, am decis să facem și noi o plimbare liniștită. Da, aici aveți clipul. E bine. O plimbare așa scurtă. Gata, mă, m-am întors, am fost afară și am atins iarbă. Eu glumeam, ce ai, mă, să-mi bag piciorul. M-am așteptat 3 ore după tine.